Gabriela Firea face declarații. Că pe timpul sezonului rece, a iernii. Asta nu înseamnă că trebuie doar să constatăm ce multe gropi sunt pe bulevardele și pe arterele din capitală și ce se întâmplă în parcuri, că spațiile nu sunt amenajate, că locurile de joacă de asemenea nu sunt amenajate sau că centrul vechi, centrul istoric nu este așa cum ne-am dorit să fie. Ci trebuie să acționăm energic, de aceea v-am invitat pe toți la acest comandament pentru a discuta și a stabili încă o dată ceea ce noi am făcut și în întâlnirile de ieri și în cele dinaintea sărbătorilor pascale. În primul rând, în ceea ce privește gropile și în ceea ce privește această situație care poate duce chiar la accidente și la accidente foarte grave. Seriozitate maximă solicit. Eu știu că ați monitorizat deja și avem o evidență foarte clară a acestor gropi, a acestor cratere deja în anumite zone. Avem informațiile și de la Brigada Rutieră, și de la Poliția Municipiului București, și de la Administrația Străzilor. Trebuie în regim de urgență să începem repararea și reabilitarea tuturor bulevardelor și arterelor și de asemenea trotuarelor din capitală. Vreau să fac o mențiune. Dacă domnii consilieri generali din opoziție, în special cei din partea PNL, ar fi înțeles că este în interesul cetățenilor, în interesul celor care i-au votat și pe ei, chiar dacă într-un număr mai mic, într-un procent mai redus, am fi putut în acest moment să realizăm aceste lucrări urgent, rapid, de bună calitate și la un preț mult mai redus, cu propriile noastre companii municipale, pentru că am înființat, așa cum știți, Societatea Municipală de Străzi, Drumuri, Pasaje. Din nefericire, din cauza unor oameni care nu se gândesc decât la interesul lor, la interesul personal, și fac un apel direct la domnul europarlamentar Cristian Bușoi, care este președintele PNL București, să lase politicianismul ieftin la o parte, să lase propriile interese de partid, atât domnia sa, cât și domnul președinte PNL Ludovic Orban, care a fost și viceprimar și parcă a uitat cât de greu este să conduci o primărie și cât de important este să faci tot ceea ce poți pentru interesul cetățenilor, iar acum, doar pentru a se opune unui model nou, modern, european de administrație, blochează toate aceste societăți. Și așa cum știți, au votat împotriva funcționării companiilor municipale, blocând practic transferul activității de la regii și administrații către companiile municipale, fiind nevoie de un vot de două treimi, pentru că este inclus și patrimoniul acelor administrații, suntem acum blocați. Nu-i nimic. Noi vom lucra încă o lună pe vechile contracte mult mai scumpe și care ne pun tot felul de condiții. Le voi spune la momentul respectiv și în premieră spun acest lucru, vom face aceste calcule cu specialiștii noștri cât ar fi costat în această primăvară asfaltarea, repararea, reabilitarea bulevardelor, arterelor, trotuarelor prin propriile companii și cât va costa acum factura pe vechile contracte pe care le-am moștenit. Diferența o vom imputa consilierilor generale ai PNL care, obligați, forțați, manipulați chiar, amenințați de către domnii Orban și Bușoi, nu votează în Consiliul General pentru interesul cetățenilor, pentru interesul bucureștenilor, pentru a face reduceri de cheltuieli, deci economii la buget și o activitate de bună calitate și în timp. Acum trebuie iar să ne rugăm de cei care au mai lucrat până acum la prețuri foarte crescute și să fim din nou, ca să citez un personaj politic celebru aici în țară, cu căciula în mână. De ce să ne căciulim noi când avem propriile companii, așa cum au înființat toți primarii PNL din țară? Dar asta este ipocrizia politică, acesta este dublul limbaj, în care în municipiile din țară conduse de primar PNL ființează foarte bine aceste societăți municipale, la București nu avem voie din cauza aceluiași PNL care are foarte multe interese. Și firmele lor de casă au lucrat ani de zile
cu primăria capitalei și nu vor să se oprească, pentru că o duc foarte bine. Vacanțe exotice, haine de firmă, copiii la școli foarte bune și e bine, e un trai foarte bun. Revenind la treburile noastre. În ceea ce privește curățenia și reabilitarea centrului vechi, de asemenea, operațiunea va fi de amploare și de anvergură, dar solicităm de asemenea și sprijinul comercianților din această zonă. Vom implementa în maximum 2 săptămâni un nou regulament pentru centrul vechi. Noi dăm tot sprijinul și tot ajutorul. Trebuie reparate toate străzile, toate aleile, de asemenea curățenia să fie exemplară. Am trimis ieri colegii mei fotografi. Am așa un teanc, îl pot pune la dispoziție cui dorește, de fotografii care nu ne fac cinste și sunt sute de mii de turiști care vin anual în centrul vechi. Este o rușine. Nu e posibil așa ceva. În centru istoric, ziua în amiaza mare, saci cu gunoi? Păi cum se poate așa ceva? Avem firme de salubrizare care trebuie să lucreze. Gabriela Firea vorbește despre problemele cu care se confruntă primăria capitalei.